Și preoții din protopopiatul Vaslui au participat astăzi la conferința pastoral-misionară, ultima din seria conferințelor de primăvară din Episcopia Hușilor. Lucrările au început cu Sfânta Liturghie, oficiată în Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Vaslui, de preasfințitul părinte Episcop Ignatie. Preoții au participat în această dimineață în Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva, din municipiul Vaslui, la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Ignatie, episcopul Hușilor. Ierarhul a vorbit în cuvântul de învățătură despre Hristos ca lumină a vieții noastre. Ori de câte ori ne raportăm la El, ori de câte ori căutăm să intrăm în comun cu Hristos, totul se limpezește în viața noastră în jurul nostru, la nivelul vieții noastre interioare. Dispare, se pulverizează pâcla confuziei. Pentru că El ni se dezvăluie, ni se descoperă ca sens. Și dacă îl urmăm, El însuși ne spune, vom avea lumina vieții. Și această lumina vieții o tâlcuiește în felul următor Părintele Dumitru Stăniloae într-o carte deja celebră, Isus Hristos, lumina lumii și îndumnezeitorul omului, ne spune următorul lucru. Deci după întruparea Fiului lui Dumnezeu Tatăl vine de la Hristos Iisus prin cuvântul, faptele și orice dăruire și comunicarea Lui, lumina cea Dumnezească. Și tocmai prin faptul că dă viață de plină lumii, îi dă ei și lumina. Lumina adevărată e viață. Viața adevărată e lumină. De unde nu e viață, nu vine nici lumina. Sau de unde nu vine lumina, se arată ca fiind întuneric și moarte. Aceasta o spune Iisus când declară că cel ce-i urmează lui va vedea lumina vieții precum cel ce nu-i urmează lui rămâne în întunericul lipsei de viață. Întunericul nu e numai lipsă de lumină, deci și ca sens, ci și lipsa de viață în fericire sau în plinătate. Lumina vieții e una cu bunătatea, deci cu comunicarea, cu împărtășirea. Aceasta înseamnă că sporirea în viață nu o are numai cel ce o primește de la altul, ci și cel ce dă celuilalt lumina și bunătatea. Aceasta se explică din faptul că el primește bunătatea cea una cu viața de la Dumnezeu, primind lumina lui. Și lumea întreagă devine plină de bunătate, lumină și Iubire. Lucrările conferinței au continuat în sala de ședință a sediului protopopiatului Vaslui. Referatul conferinței s-a intitulat Asumarea suferinței în boală – mod de recuperare spirituală a omului. Tema este una care o discutăm tot timpul noi ca preoți, deoarece odată cu păcatul în lume, omul are parte de suferință ca urmare a bolii. De aceea, fie că ne-am gândit la cei care au sau avem un om care suferă în familie, fie că ne-am gândit la faptul că ne este frică tot timpul de boală, de suferință, fie că ne-am gândit că vrem sau nu vrem pe fiecare ne încearcă în timpul vieții suferința, tema de astăzi a fost una care a trezit interes pentru toți preoții. În acest sens, Părintele Episcop a punctat foarte frumos și adânc așa în mintea noastră și în sufletul nostru, faptul că spovedania și împărtășania rămân medicamentele de bază pe care Biserica le are pentru a tămădui orice boală, neputință și suferință în viața omului. Conferința s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri.